ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit! Înainte de a începe, aș dori să vă mulțumesc pentru timpul pe care urmează să-l acordați și interesul care l-ați dezvoltat față de acest eveniment. Nu? Așa. Cine sunt eu? Numele meu este Vlad Gora și anul acesta am câștigat titlul de cel mai bun barman din România, conform World Class Romania. Este puțin ironic, având în vedere că atunci când eram mic, vreau să fiu polițai. Părea așa o figură de autoritate. După aia am studiat și profesat ca traducător, iar astăzi sunt mândru să stau în fața voastră, să vă spun că sunt barman și îmi place la nebunie ceea ce fac. Profesia mea este să fac oamenii fericiți. Da, asta fac eu. Mai amuzant este că atunci când le-am spus alor mei că vreau să fac chestia asta toată viața, nu au vorbit cu mine un an jumate și în ziua de azi îmi dau share la postări pe Facebook. Ok. Cum a reușit să câștig titlul? Prin pură sinceritate. Atunci, într-o competiție în care fiecare barman încerca să arate cât este de priceput, ce ingrediente ieșite din comun știe să folosească, ce procese noi a dezvoltat, eu pur și simplu am vrut să arăt cine sunt prin băuturile mele. Am văzut cine sunt eu, acum hai să vedem cine sunteți voi. Din punct de vedere al industriei ospitalității, voi sunteți niște oameni cinstiți care muncesc pentru a avea o viață fericită și liniștită. 40% din timpul vostru liber îl alocați ieșirilor sau călătoriilor cu scop de agrement. 40% din timpul vostru liber încercați să fiți fericiți. 85% din oamenii care ies în oraș în fiecare zi nu se simt bine. De ce? Sunt atât de adânc înrădăcinați în problemele, grijile, frustrările personale, încât uită principalul motiv pentru care ies în oraș. Nu de-abia. 85% din oameni ies în oraș pentru a se simți bine și nu o fac. Eu, ca barman, responsabilitatea mea este să fiu un moderator de stări. Ok? Să ofer o experiență senzorială ieșită din comun și o vorbă de suflet atunci când este cea mai mare nevoie de ea. Dar, what is my legacy? Eu am reușit să transform jobul meu într-o pasiune. Într-o lume în care toată lumea bea, consumă alcool ca să uite, eu îl prepar ca să-l țină minte. Ofer o experiență. Dar ce las în urmă? M-am gândit chiar foarte mult lunile astea ce las în urmă. În luna octombrie am avut plăcerea de a reprezenta România la campionatul mondial de bartending. Da, chiar există așa ceva. Prima probă la acest campionat mondial era să facem un cocktail care să îți ajute comunitatea și să creeze locuri de muncă. Da, știu. Am decis ca absolut tot ceea ce făceam să fie la nivel local. Adică să folosesc doar resurse din Iași pentru a demonstra comunității că poți face orice, oricând, atâta timp cât îți dai interesul. Am făcut un fel de Iași versus 55 de țări. Am pornit acest proiect cu September Media, niște oameni foarte pricepuți și pasionați și cu verde bun, singurii ecoagricultori din Moldova. Ce înseamnă asta? Pe scurt, înseamnă că fertilizează pământul în timp ce își cresc produsele. Adică, fără a folosi insecticide sau îngrășământ, produsele lor sunt perfect naturale și net superioare la nivel calitativ. Ce abordare am avut? Am început prin a face o
rețea de distribuție pentru barurile din Iași ca să introduc produsele de la Verde Bun la prețuri asemănătoare cu cele Angro pentru a susține produse mai bune și consumatori locali. Back to the Roots s-a chemat campania pentru a reîntoarce atenția consumatorilor către produsele sănătoase și producătorii locali. Pe lângă asta, am vrut să limităm și nivelul de deșeuri care ies din baruri. Da, sunt foarte importante. Nu ați crede niciodată că barurile sunt o sursă de poluare pe lumea asta, dar în fiecare zi pe continentul european se folosesc peste 500.000 doar de paie. Fiecare zi. Aproximativ 28 de autobuze pline de paie în fiecare zi. Ok. Și am vrut să limitez nivelul deșeuri care ies din baruri prin folosirea unui pahar din sticle reciclate. Astfel am implicat artizan local, produse locale și cum? Ok? Deci ideea mea era să fac un cocktail, am făcut un twist după un Bloody Mary. Toată lumea știe ce e un Bloody Mary? Aia, ce crezi că noi nu bem? Am făcut un twist după un Bloody Mary, se chema Reverse Bloody Mary, dar era ideea cum? Cum poți reorienta consumatorul normal de vodka mere la Reverse Bloody Mary? E simplu, prin scurtarea distanței dintre producător și consumator. Am început light. Am început cu niște QR coduri în meniu lângă produs, care odată scanat te trimitea la pozele cu fructele și legumele folosite la băutura care o aveai în fața ta. După aia am gândit o arhivă săptămânală de videouri de recoltare a ingredientelor în funcție de cum sunt ele răspândite în baruri la nivel săptămânal, ca oaspetele să poată vedea în timp real ce poate consuma într-o locație direct de la producător. Ca strategie și motoul campaniei era Don't drink a Bloody Mary. Haideți să fim serioși, tot timpul o să fim atrași de lucrurile care nu putem să le avem. După aia am gândit un proiect de grădini urbane pentru conștientizarea calității ca și criteriu de selecție a unei băuturi preparate. Și ghișe, au mers. Dar am uitat, zic, Iași versus 55 de țări și am reușit să luăm locul 7 la nivel mondial. Not bad. Dar cum noi, ca barmani, cum putem influența în fiecare zi, da, simpli barmani, asta zice toată lumea, simpli barmani, cum putem ca barmani să producem o schimbare în fiecare zi? Totul începe cu positive thinking. Și asta e valabil în orice domeniu. Adică eu, înainte să mă duc la muncă, mă gândesc, o să fie o zi bună, o să fie o zi productivă, o să dau tot ce pot, o să învăț ceva nou. Ducându-mă cu starea asta de spirit la muncă, niciodată n-am cum să pierd. În fiecare zi îmi fac un target. Astăzi o să învăț un ingredient nou. Astăzi o să am mai multă răbdare. Astăzi o să caut ce e mai bun în toți oamenii din jurul meu. Și în fiecare zi ajung să cresc ca profesionist și să livrez un serviciu mai bun oaspeților mei. Pe lângă serviciul respectiv, oferim și cultură de consum, ajutând astfel industria să crească pe zi ce trece, lăsând în urmă o generație de consumatori avizați. Susținem programe de instructaj profesional pentru barman tineri și, în același timp, pentru barmanii mai vechi din breaslă, oferim suport pentru cei care doresc să evolueze prin concepte și băuturi în competiții. Dar toată această muncă contează doar aici. Când vezi fața zâmbăreață a oaspetelui la plecarea din locație în timp ce îi urezi o seară minunată. Fiecare dintre noi, când ne gândim la viitor, avem o temere. Temerea mea, personală, este gândul că într-o zi o să am copii. Și spun asta exclusiv ca barman. De ce?
Păi, absolut toate gusturile, aromele de care noi ne bucurăm ca adulți, le dobândim în copilărie. Gândiți-vă că primul fruct copt pe care noi îl consumăm va determina toată viața dacă vom consuma puțin mai acru sau puțin mai dulce. Primul fruct copt va începe să îți formeze pH-ul. Și ca barman profesionist, vă dați seama că m-aș gândi de 10 ori înainte să-i dau copilului meu orice. Ar fi incredibil de greu. Și să găsesc o femeie care să-mi suporte programul. Ok. Dar what is my legacy? Ce las eu în urmă, de fapt, după tot ceea ce am spus mai înainte? Păi, în primul rând, ajutor față de barmanii din Iași. De ce? Pentru că am reorientat toată atenția industriei către Moldova. Înainte, dacă ziceai barman bun, te gândeai București sau Cluj. Mai nou, te gândești și Iași. Credeți că e o slujbă ușoară să fii barman? E, acum nu. Într-adevăr, nu este o slujbă ușoară. Și o să vă zic și de ce. Absolut fiecare dintre voi, din această cameră, aveți alt pH. Fiecare dintre voi interpretați diferit gustul. Iar noi, ca barman, trebuie să vă mulțumim pe toți. Nu v-ați gândit la asta. What is my legacy? Păi, în al doilea rând, la nivel personal, o moștenire e un oracol de fețe zâmbărețe a oamenilor care mi-au încredințat mie timpul lor liber. Și le mulțumesc pentru asta. Știu că v-am văzut, sunteți oricâțiva pe aici. Pe lângă asta este dobândirea unei identități locale și de sprijinire a producătorilor locali și a produselor locale. Nu mi-a venit să cred câte lucruri frumoase am putut găsi în Iași. Așa îmi privesc eu, de fapt, meseria. E un fel de scavenger hunt, așa, în continuu. Ingredientele sunt toate în jurul tău. Trebuie doar să le găsești. Ok. V-am povestit foarte, foarte mult despre video-ul ăsta, despre proiectul Back to the Roots, Reverse Vladimir, ce vreau asta să ne zic aici. Așa că am zis, ca și o concluzie, să vă arăt și vouă ce am reușit să fac cu acești minunați oameni din Iași, dacă mă ajută puțin și cei de la tehnic. Merge așa. Ok. Any minute now. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. Greetings, world-class judges, and welcome to Romania. Join me on my quest for sustainable, better drinking by using a reverse Bloody Mary with Kettle One Vodka in my hometown community of Iași. First people involved is Good Greens, Verde Bun, which is already shipping goodie baskets to doorsteps every day. Why not bars? If they could, it would mean less energy spent on shipping, more jobs for local farmers, and better quality drinks. Get this? Also, fertilization of the land through eco-agriculture, which, yes, they do practice. Sound good? Let's help out. Inspired by Carlos Nolet Sr.'s strive for better martinis during his first visit to the United States, we designed a glass out of recycled Kettle One bottles, thus helping local artisans from our community. We decided to cut the top of the Kettle One bottle using the neck as a reversed foot, remembering the martini glass, but at the same time, we're gonna glue a base to the side of the glass, and we're gonna surround it with fertilized earth from Good Greens, and you're gonna see why real quick.
Next, we'll host a seminar on sustainability and community for better quality drinks with representative figures from the bartending community in Iași to help them see the concept being implemented into their own workspace. Why a reverse Bloody Mary, they said. Well, Romanians have this cultural barrier where all of the smells, tastes, and even the texture of a Bloody Mary resembles a local traditional soup called a borscht or a ciorbă. And to actually destroy that cultural barrier, I tried using a little bit of reverse psychology with a reverse Bloody Mary, even though it's kind of the same thing. Why back to the roots? Well, we want to send people's psyche back to the local producers and farmers and stress out the importance of buying locally. Why? Because it helps save the environment, it helps create jobs, and it is better quality every time. Oh, it's game night. And if we can convince consumers to like our product, then it would be much easier to convince bartenders to implement it into their local bars. I'm really hoping it's gonna go well, folks. Grand. They loved it. I have so much faith right now. World-class judges, Romania is a small country, and Iași is even a smaller town. But believe me when I say that our hearts are huge and our intentions are noble. Thank you for your visit. See you in Berlin. Until next time, la revedere. Okay. Bob Nowlett Senior, adică șeful distileriei de la brandul care a reprezentat această probă și parte din juriu, mi-a recunoscut că mi-ar fi dat locul întâi, numai că nu vrea să încurajeze oamenii să-și taie sticlele acasă. Ok. Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru timpul și atenția acordată. Numele meu este Vlad Gora și am profesia de a face oamenii fericiți. Vă mulțumesc mult!